Bună ziua, dragii noștri! Din nou Beatrice Lianda, de data aceasta, cu o emisiune interactivă pentru copii și tineret. Alături de noi o să o am invitată astăzi pe domnișoara Carla Ioana, care la numai vârsta de 8 ani a cunoscut succesul. Sunt foarte emoționată pentru că am muncit foarte mult ca să o aduc pe Carla la acest nivel și sunt mega fericită să o am astăzi alături de noi. Așadar, bun venit, Carla Ioana! Mulțumesc! Ce faci? Cum te simți? Astăzi ești fericită să fii alături de noi? Da! Da? Da! Spune-mi, te rog frumos, eu știu că ai câștigat un premiu foarte important, chiar dacă tu ai avut o activitate foarte, foarte mare în ultima perioadă. Da. Ultimul premiu care l-ai câștigat, care este, Carla? Beleza Incita. Beleza Incita, care este un concurs, dragilor, este un concurs de frumusețe, fotogenie și talent. Carla Ioana are foarte, foarte multe lucruri să ne spună și o să le aflăm astăzi chiar de la ea. În afară de faptul că ești foarte pasionată de modeling, eu știu că mai ai și alte pasiuni. Da. Care sunt acele? Echitația. Oh, dansul. Și dansul? Muzica. Și muzica. Deci ești un copil foarte, foarte talentat și ai foarte multe de arătat. Da. Știu că ai un favorit căluț. Cum îl cheamă pe căluțul tău? Dionis. Dionis? Mm. Este cel mai tare căluț. Adică pur și simplu ce-i spun eu, asta face. Da? Ceilalți căluți nu fac așa. Probabil din cauza faptului că ai o conexiune foarte bună cu acel cal față de ceilalți? Nu, toți, eu fac la fel cu toți cai. Pe toți îi iubești la fel de mult? Da, numai că unii reacționează altfel. Da? Da. Mm-hmm. Și de când practici călăria, Carla? De 2 ani? Sau de la 2 ani? De la 2 ani. De la vârsta de 2 ani. Da. Cum ai ajuns să practici echitația, Carla? Păi, prima dată când am fost acolo am văzut mulți cai și am început să călăresc și să fac și concursuri. Și așa am început să mă pricep foarte bine. Și ai avut și profesori foarte buni, probabil? Da, da. Dar am două echitații, numai că m-am mutat de la una și am venit la alta. Am înțeles, da. Probabil din cauza faptului că ai vrut să evoluezi și ai mers la un nivel superior? Nu, așa au considerat ei. Da, așa au făcut ei, că au văzut altă călărie și le s-a plăcut mai mare, mai bună pentru a fi călărită. Am înțeles. Spune-mi, Carla, cum a fost prima ta experiență pe care ai avut-o cu modelingul? Care a fost primul tău contact? Cum ai ajuns în acest domeniu? Primul pas, îți mai aduce aminte primul pas? Nu. Nu-ți mai aduce aminte. Da, pentru că tu ai avut o activitate atât de intensă și ai făcut atât de multe lucruri minunate și shooting-uri și reviste și apariți în revistele americane și apariți în revistele naționale. Da. Și interviuri și televizate și prezentări de modă, atât de multe încât chiar ți se pare că, deși nu ai început de foarte, foarte mult timp această activitate, ți se pare că o faci tot de când erai foarte mică. Da. A trecut mult timp, dar cu siguranță toate activitățile tale sunt minunate. Dragii noștri, astăzi la Fan Art o avem invitată pe Carla Ioana, care la vârsta de 8 ani a reușit să cunoască succesul câștigând un important concurs din Italia care se numește Beleza Incita, iar în anul 2021 este invitată la un alt concurs de frumusețe și talent la San Remo. Cum este, Carla? Crezi că toată lumea asta a modelingului îți va da satisfacții foarte mari în tot ceea ce vei face? Sincer, nu prea știu, dar cred că o să mă descurc foarte bine. Dar de frumusețea ta ești conștientă? Da, foarte. Foarte conștientă. Pentru că toată lumea când mă vede pe stradă zice asta. Oh, toată lumea ce îți spune? Cum îți spune lumea când te întâlnește pe stradă? Ce frumoși ai. Asta este primul lucru pe care ți-l spune fiecare om pe care tu îl întâlnești, ce frumoși ai. Într-adevăr, Carla Ioana e o brunetă superbă cu ochii
verzi, care sunt cumva în ape și spre albastru, chipul angelic, toate calitățile pentru a fi un model internațional de succes. Draga mea, spune-mi, te rog frumos, care crezi că este, în afară de acești ochi frumoși, care crezi că sunt calitățile tale de model? Crezi că poate carisma, poate felul, eu știu că tu mergi foarte bine, defilezi extraordinar de bine, da, și ai o atitudine extraordinară. Lucrurile astea se datorează faptului că ai învățat și foarte mult și ai avut exemple foarte bune. Care este exemplul tău în modeling? După cine te ghidezi în acest domeniu? Care ar fi exemplul tău pe care l-ai da? O persoană care s-o place și să zici, uite, eu vreau să fiu ca ea. Chiar dumneavoastră. Oh, ce drăguț! Dragii mei, da, eu vreau să vă spun că, într-adevăr, sunt scouterul care a descoperit-o pe Carla Ioana și am bucuria de a-i fi profesor, manager și mentor și este o bucurie de a o promova de fiecare dată. Nu numai pe ea, ci toți copiii din România pe care o să-i avem alături de noi în fiecare emisiune, începând de astăzi, la Fan Art Miercurea. Cu siguranță fiecare copil și adolescent au lucruri minunate de exprimat. Revenim după o scurtă pauză, din nou alături de Carla Ioana, care a cunoscut succesul la 8 ani în Italia. Am planeta mea, hai cu mine să-ți arăt ceva, ba, ba, linguri de aur, am planeta mea. Dacă-mi iau o vină, thank you.
Dragii noștri, am revenit la Art FM, suntem la emisiunea Fan Art, emisiune dedicată tuturor celor mici pasionați de modeling și care au talente deosebite de arătat. Alături de noi astăzi o am pe Carla Ioana, de numai 8 ani, și am aflat mai devreme care este părerea ei despre succesul la 8 ani. Și acum, pentru că mai devreme m-a întrebat de ce am spus la începutul emisiunii că am emoții, am să specific și să o lăsăm pe ea apoi să spună mai departe. Am emoții pentru că eu nu sunt doar realizator de emisiune astăzi, sunt și profesorul și scouterul ei și sunt foarte mândră de ea. Și atunci când ești foarte mândru de un copil cu rezultate deosebite, normal că ai și emoții. Îți mulțumesc că ai spus că sunt modelul tău de viață. Da. Care sunt motivele pentru care crezi că eu ar trebui să fiu modelul tău de viață, Carla? Păi, sunteți frumoasă. Îți mulțumesc. Faceți niște haine superbe, care le trebuie unui model. Și arătați foarte bine. Și faceți multe lucruri pentru toți cei care vin la model. Așa este, în segmentul acesta de modeling, eu sunt scouter de 30 de ani și printre minunații copii pe care îi descoper an de an, am avut bucuria de a colabora cu Carla, numai că aici a fost o poveste foarte drăguță, pentru că nu eu am descoperit-o pe ea, ci eu. Ea! Spune! Și eu te-am descoperit pe tine. Bun, mai ții minte cum m-ai descoperit, cum ai ajuns la mine? Nu. Nu mai știi. Cred că mami a făcut asta. Spune-mi, crezi că în domeniul acesta este important copiii să fie pasionați sau să fie ghidați de părinți? Să fie pasionați de acest lucru. Uh-huh. Tu ești pasionată sau ai făcut lucrurile astea pentru a bucura părinții? Sunt au pasionată. Fost... Ești pasionată și faci lucrurile astea cu maximă pasiune, nu? Da, și cu, maximă iubire. Și încurajare de la părinți. Părinții te susțin foarte mult? Da. Asta este foarte important. Tu ești un copil foarte carismatic și ești foarte dezinvoltă. Mulțumesc. Spune-mi, eu am aflat de la tine înainte de emisiune că tu îți dorești în viață să ai un curs frumos și să ajungi cineva important. Da. Ce anume ce te-ar face pe tine fericită? Ce domeniu? Sincer... Pe jurnalism, pe modeling, actriță, solistă sau unde te vezi? Modeling. Tot pe modeling. Da. Bun, băi, atunci, draga mea, Carla, trebuie neapărat să avem șansa de a face sport foarte mult. Nu-i pentru fac că sport. Așa, pentru că pe categoriile de modele internaționale, minimul de înălțime este 1,72-1,74. Practic, peste vârsta de 14-15 ani, un model, dacă dorește să ajungă să prezinte pe un podium internațional, trebuie să aibă și această înălțime, chiar dacă are o frumusețe extraordinară ca a ta. Așa, dar te sfătuiesc să faci foarte mult sport, înot, basket sau pur și simplu orice ți este la îndemână, important este înalți. Da. 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 Este foarte, foarte bine. Carla Ioana, spune-mi, care sunt experiențele tale vis-a-vis de ședințele foto? Știu că ai făcut foarte multe proiecte fotografice și ai fost prezentă în multe proiecte. Mereu. Și ai știut să te descurci extraordinar de bine la toate aceste segmente. Da. Între a fi pe scenă și a face fotografii, care segment îți place mai mult? Să fiu pe scenă. Îți place să fii pe scenă, în lumina reflectoarelor și cu aplauze, evident. Da. Bun. Spune-mi, care crezi că ar fi sfaturile pe care le-ai da unui copil de vârsta ta sau mai mic sau mai mare pentru a urma pentru a face un pas în acest domeniu spre modeling? Le-aș spune să încerce și ei să facă modeling, că este foarte drăguț acest lucru. Este o activitate frumoasă? Da.
și să încerce și să încerce și să încerce și să devină la fel ca mine, pricepuți. Pricepuți. Într-adevăr, dragii noștri, pentru a fi pentru a fi model de succes și pentru a avea un curs foarte frumos, pentru că trebuie să spun că domnișoara Carla a avut o ascensiune rapidă, participat la foarte multe concursuri și foarte multe apariții televizate. A avut apariții în presa națională, dar și în presa din străinătate, ceea ce ne bucură foarte tare, pentru că este unul dintre copiii României pe care sperăm să îi vedem pe marile podiumuri. Cu siguranță sunt domenii diferite, pentru că un copil poate să fie model, dar nu neapărat să fie și Miss, pentru că sunt lucruri complet diferite. Una este activitatea de model, unde noi avem shooting-uri, prezentări de modă, apariții în reviste naționale și internaționale. Și alta este să participăm la concursuri de Miss de alte categorii pe acest segment, pentru că activitățile, se bine de știut, că sunt complet diferite. Și, desigur, în toată activitatea de fotomodel, și acolo este o altă latură pe care trebuie să o promovăm, pentru că chipuri ca ale domnișoarei astăzi prezente în cadrul emisiunii noastre, este foarte, foarte important de a-i promova, de a le arăta tuturor că se poate, pentru că până la urmă orice copil poate să aibă șansa lui și fiecare copil are steaua lui. Care crezi, Carla, că a fost steluța ta norocoasă pentru a ajunge la această performanță într-un timp atât de scurt, în afară de susținerea părinților și susținerea mea? Care au fost ingredientele de succes în aceste rezultate? Frumusețea, coafura, machiajul și descurcărețea. Adică și că ești foarte... Da, am și înțeles. Frumusețea. Frumusețea este pe primul loc, cu siguranță. Ai un păr superb. De când ai părul atât de lung? De mică. De mică? Întotdeauna ai avut părul lung. Da. Și îți place să-ți faci tot felul de coafuri. Da. Pentru că dacă ai părul scurt, nu poți să-ți faci nicio coafură. Și ți se pare că a fi o fetiță cu părul lung este mult mai feminin și mai deosebit. Da. Adevărul este că și în reclame, în filme realistice și așa mai departe, întotdeauna un model cu părul lung va fi mai căutat în favoarea unuia cu părul scurt. Draga mea, spune-mi, te rog frumos, acești ochi superbi, de unde i-ai moștenit? Mamai. Oh, avem o bunică cu ochii verzi? Da. Mm. Și bunica a fost și ea cândva model sau nu a cochetat cu acest domeniu? Nu. Chiar așa, mi-a spus să-i faceți o rochie de măsura ei. De măsura ei, nu? Da. Vrea și ea să fie la fel de frumoasă, o Miss ca tine, nu, înseamnă? Nu, doar o rochie. Care... Vrea doar o rochie, da, pur o și rochie. Simplu așa de bucuria ei. Da. Foarte să frumos. Fie doar verde, atât. Doar verde, deci da. Avem aici, doamnelor și domnilor, și bunice care vor să fie în pas cu moda și să țină, de ce nu, pasul cu micile domnișoare care sunt modele, nepoatele lor. Cu siguranță și bunicile trebuie să fie bunicul, nu? Da. Foarte drăguț. Spune-mi, te rog frumos, acum. Care crezi tu că ar fi un model de succes pentru un copil care nu ar vrea să facă neapărat modeling, dar vrea să intre, de exemplu, într-un domeniu artistic? Crezi că oricine ar putea să-și înfrângă teama și să activeze într-un domeniu artistic, indiferent că este vorba de modeling, de teatru, de muzică? Dacă îi place, da. Cu siguranță. Da, cu siguranță. Uh-huh. Dacă îi place, poate face orice pentru acel lucru. Iar tu lupți pentru visele tale? Da. Lupți foarte mult și muncești foarte mult, pentru că în spatele fiecărui shooting se ascunde foarte multă muncă. Câte ore stai la un shooting, Carla? Paftim? Câte ore stai la un shooting? Destul de mult? Da. Destul de mult. Da. Dar suport acest lucru dacă vreau să din devin... Din pasiune? Da. Dacă vreau să devin un modeling... Dacă vrei să devii model de succes? Da. Uh-huh. Super.
Spune-mi, ce spun la școală colegii despre succesul tău? Știu despre lucrurile astea? Da. Ai început să devii un exemplu pentru ei? Da. Da? Te susțin, ce spun ei? Ce părere au despre activitatea asta ta? Spun unii că vor și ei să facă acest lucru, unii spun că la succes la tot ce faci și speră să-ți împlinești visele și mă susțin foarte mult, la fel și învățătoarea. Da? Te susține și doamna învățătoare? Da. Să-i mulțumim. Cum o cheamă pe doamna învățătoare? Elena. Doamna Elena, felicitări, doamna Elena, și mulțumim pentru că susțineți, iată, unul dintre copiii României care au nu un singur talent, ci mai multe, pentru că cu siguranță toți acești copii trebuie să-i descoperim și trebuie să-i lansăm în acest domeniu frumos al modelingului, dar de ce nu și în alte activități artistice. Dragii noștri, vă readuc aminte că suntem în acest moment alături de invitata mea, Carla Ioana, care a cunoscut în Italia succesul la numai 8 ani, care este încă foarte modestă și încă nu știe să aprecieze calitățile ei, însă vi le spun eu. Este unul dintre copiii talentați ai României, despre care cu siguranță vom mai auzi, pentru că de ce nu? Noi dorim să avem o emisiune în care copiii, tinerii, atât cei care au cunoscut succesul, dar și cei care vor să vă arate o latură a talentului lor, să fie alături de noi în emisiunea. Cum se numește emisiunea, Carla? Ai reținut? Suntem la Fan Art. Fan Art. Fan Art, pentru că noi suntem niște fani înrăiți, pentru că suntem fani, pentru că suntem talentați și pentru că suntem frumoși, dragii noștri. Sunteți alături de Carla Ioana și realizatorul Beatrice Lianda la emisiunea Fan Art pe Art FM și revenim în câteva momente cu noi vești. Asculți Art FM. Make me where the sun sets. You.
sunt Sidonia și vă aștept să ne ascultați la Art FM.
ziua din nou, dragii noștri! Suntem la Fan Art cu Beatrice Lianda. Avem invitată astăzi alături de noi la o emisiune care este pentru tineret, dedicată tineretului și copiilor talentați, cu domnișoara Carla Ioana, care a cunoscut succesul la 8 ani. Și da, pentru că vrem să mai specificăm încă o dată, să știți foarte bine ce a câștigat Carla, o să o întreb chiar pe ea, care este titlul câștigat la concursul din acest an în Italia. Ce premiu ai câștigat? Beleza Incita 2020. Mm. Și pentru că ea este modestă, am să completez eu. Este Suprem Beleza pe 2020. Este premiul cel mai important pe toate categoriile de talent și frumusețe. Pentru că așa cum puteți vedea, Carla are niște ochi superbi. Mulțumesc. Arată-le acolo în ochișorii tăi și le transmitem ascultătorilor și un pupic, îi salutăm. Bun, vreau să vă spun că domnișoara Carla Ioana, la numai 8 ani, a ajuns să fie câștigătoare pentru al doilea an consecutiv premiul Beleza Incita, ajungând în România. Este un premiu foarte important cu care ne mândrim și sperăm, desigur, să avem foarte multe premii la acest concurs. Domnișoara este invitată de asemenea la un alt concurs care va avea loc în 2021 la San Remo. Ce zici, Carla? O să avem șanse cu pandemia asta să ajungem sau sunt slabe speranțe? Doamne ajută! Doamne ajută, dar cam slabe speranțe. Totuși, copiii aceștia au o evoluție foarte frumoasă și sperăm să reușim să ajungem la cât mai multe dintre competițiile internaționale. Spune-mi, Carla, te rog frumos, cum te descurci cu școala online? Care este părerea ta? Sincer, nu prea-mi place, pentru că dacă stăm cu fața 12 ore la școală, stăm numai cu ochii în tabletă, se poate să ne stricăm ochii, dar când ne vedem așa e mai bine. E mai bine. Da, dar sincer, nu este chiar foarte bine, pentru că totuși trebuie să purtăm mască și nici asta nu-mi convine. Deci cum o dăm nu este bine. Și până la urmă, care ar fi totuși varianta cea mai bună? Să facem școală acasă online sau totuși să stăm la școală cu masca pe față? Sincer, în online. Este mai bine, nu? Da, pentru că cu mască nu putem respira, dar cu ochii în tabletă e puțin mai bine, pentru că avem și pauze și putem... Cum sunt lecțiile acum? Aveți foarte multe lecții? Mai multe lecții ca înainte când aveați ore? Sau... În niciun caz. Până și la școală avem foarte puține teme. Cred maxim la mate aveam ori una, ori două, ori trei pagini maxim. Și la română tot la fel. Deci erau super simple. Deci le făceam cred că în 10 minute. Și la fel e și aici. Da. Acasă. Bun, deci ajungem la concluzia că totuși copiii de vârsta voastră preferă să stea acasă, în intimitatea casei, unde, iată, avem posibilitatea să stăm fără mască și, desigur, chiar dacă ar fi un impediment faptul că suntem cu ochii în tabletă, în laptop sau telefon, totuși lucrul acesta este mai preferabil decât celui de a fi fizic în clasă cu masca pe față. Draga mea, spune-mi, la școală cum te descurci, ce note ai? Numai febe. Numai plus. Foarte bine, plus. Care este materia ta favorită? Mate. Matematică. Da, pentru că ne dezvoltează. Ne dezvoltă. Da, ne dezvoltă. Spune-mi, te rog frumos, Carla, care a fost, când erai mai micuță, care a fost visul tău? Te gândeai să devii ce? Acum știu că intrând în acest domeniu cu modeling-ul, mi-ai spus mai devreme că îți dorești să fii model. Da. Dar înainte de a fi model, îți doreai să fii ceva anume în viață? Da, ce da. Anume? Îmi doream să ajung un model de succes mare. Deci chiar și înainte de a intra în această activitate de modeling, tu ți-ai dorit să fii model. Da, așa este. Și visul tău s-a îndeplinit, iată, da. Și acum la numai 8 ani ai atât de multe realizări, pentru că în afară de faptul că, așa cum am specificat mai devreme, dar o mai facem încă o dată pentru ascultătorii noștri care nu au fost de la începutul emisiunii, Carla Ioana a câștigat nu numai un premiu foarte, foarte important în Italia, ci foarte multe alte
premii și apariții televizate și în revistele naționale și internaționale. Și aici vreau să punctez, Carla, știu că ai fost copertă de revistă, așa este? Așa este. Așa este. Cum ți s-a părut să fii copertă de revistă? S-a părut ceva important? Când am auzit, cred că am fost cel mai fericit copil din lume. Cel mai fericit copil. Deci faptul că ai fost pe coperta unei reviste a fost o bucurie maximă pentru tine. Dar să apari în revistele din Statele Unite, și aceea a fost o bucurie mare pentru tine. Da, cea mai mare. Te-ai așteptat să ajungi într-o revistă ca aceea? Da, m-am așteptat. Toată noaptea mă rugam la Dumnezeu să mă facă un model mare și până la urmă chiar a făcut asta. Bine. Am ajuns cel mai mare, un model de succes. Așa este, pentru că iată calitățile unui copil, după cum vedeți, Carla nu este doar foarte frumoasă, ci este foarte carismatică și foarte deșteaptă. Și foarte talentată. Wow, și auziți, Carla ne spune că este și foarte talentată, păi te rog, draga noastră, să ne spui care sunt talentele tale, în afară de echitație, pentru că pe aceea am aflat-o. Ia, spune-ne tu. Da. Îmi mai place să dansez okay. În fiecare zi, să fac sport și să cânt. Să cânți. Bun, și ai profesor pentru fiecare segment și te pregătești intens pentru fiecare segment al activității tale? Nu. Sau ești autodidact, adică înveți singură? Înveți singură, toate astea le fac singură, nimeni nu mă ajută. Nimeni nu te ajută? Nu, doar de la tot 2 ani învăț să fac sport, să fac roata, să fac multe chestii, adică să dansez, am învățat mișcări. Da. Și de unde le înveți? Pe tutoriale, pe internet, nu, pe Google? Nu, aud ritmul muzicii și mă iau după ritm. Și pur și simplu tu ai ritmul muzicii în sânge, cum s-ar spune, da. Și faci lucrurile astea. Da. Bun, păi trebuie neapărat cu prima ocazie să vedem și să te filmăm pentru un astfel de moment artistic, de ce nu, poate în cadrul unui viitor eveniment al nostru, poate în cadrul unui concurs, sau de ce nu, uite, să mergem la emisiunile noastre televizate, la partenerii noștri, unde cu siguranță și ei sunt niște susținători ai talentului și frumuseții din România. Dragii noștri, Carla Ioana este unul dintre exemplele unor copii în care putem spune că succesul poate să apară oricând, pentru că atunci unde este frumusețe, pasiune și, desigur, Carla îmi aprobă fiecare cuvânt și spune că da, așa este, așa este, nu? Da. Bun, deci toți copiii să încerce. Este adevărat că trebuie să știți să alegeți profesorul potrivit, trebuie să alegeți omul potrivit care să vă promoveze la nivel național și internațional, însă, așa cum îmi place mie să spun, cel mai important este ca lucrurile să fie făcute cu sufletul, pentru că acolo unde există dragoste, lucrurile sunt foarte frumoase, iar eu cu Carla avem o relație chiar de suflet, nu-i așa, Carla? Și de succes. Și de succes. Și cu ajutorul dumneavoastră și al fotografului, o să ajung un model de succes. Cu siguranță, noi avem proiecte foarte multe pentru Carla și nu cu un singur fotograf, ci cu mai mulți și le mulțumim pe această cale tuturor și, în primul rând, partenerului nostru, Cătălin Andrei, care reușește să imortalizeze copiii noștri în povești extraordinare. Și pentru că am ajuns la acest punct, hai să vorbim puțin despre proiectele pe care noi le-am făcut, foarte frumoase, pentru că noi facem povești frumoase. Le știi pe toate. Care ți-au plăcut cel mai tare? Sincer, toate. Toate. Aș vrea să vi le spun. Ia, spune-le. Primul proiect a fost de Book de promovare. Da. Cu jucării, cu toate astea. Am înțeles și am făcut o poveste foarte frumoasă. Da, al doilea a fost cel de Halloween. Și al treilea proiect pe care noi le-am făcut a fost cel de Crăciun. Așa este, pentru că copilașii noștri minunați, printre care și Carla Ioana, vor ajunge și de data aceasta pe coperta unei reviste. Și ne bucurăm foarte tare de acest lucru, pentru că avem copii minunați și cu siguranță avem o familie mare și frumoasă. Cum se numește familia din care faci parte, Carla? Familia noastră de modele cum se numește?
suntem, nu suntem toți al lui Beatrice. Ba, da. Modelele lui Beatrice. Deci, practic, ne găsiți pe Facebook Beatrice Models și așteptăm să o urmăriți și pe Carla Ioana, să vedeți care sunt performanțele ei și de ce nu să urmăriți book-ul ei. Dragii noștri, cu siguranță, dacă cunoașteți un copil frumos, talentat, care merită să fie adus în atenția cititorilor, ascultătorilor sau în orice altă formulă online scrisă sau difuzată, cu mare drag așteptăm să ne scrieți în primul rând pe pagina Art FM și să ne propuneți să nominalizați un concurs. Pentru că am o surpriză foarte importantă pentru toți ascultătorii și toți părinții care au copii frumoși și talentați. Noi avem un proiect care este în fiecare an un proiect de succes, care se numește Top Child Performance. În acest an, pentru că pandemia nu ne permite să îl realizăm, vom face acest lucru prin intermediul online și vom fi alături de Art FM în a arăta și a nominaliza cei mai importanți copii din România care au avut ceva de demonstrat, nu doar copiii care sunt reprezentați de mine, ci orice copil talentat și pasionat de orice domeniu artistic din România. Așadar, nu uitați să fiți alături de noi la emisiunea Fan Art cu Beatrice Lianda, unde vom avea invitați foarte, foarte mulți copii frumoși și talentați și, desigur, să ne urmăriți pe toate paginile de socializare, pentru că chiar dacă este pandemie, noi vrem să facem lucruri frumoase și vrem să aducem în atenția publicului copii minunați. Așa este. Așa este. Da. Carla Ioana a cunoscut succesul la 8 ani. Este o micuță domnișoară care este frumoasă, carismatică și pe care m-am bucurat să o am astăzi alături de voi. Cu siguranță ne vom întâlni și cu alte domnișoare și, desigur, copii, dar și adolescenți foarte talentați care vor avea să ne aducă în atenție fie o pasiune, fie o realizare, fie un lucru bun care trebuie să ne ducă pe culmile succesului, mă scuzați. Dragii noștri, suntem la Art FM cu Beatrice Lianda și ne bucurăm că ați fost alături de noi. Vom reveni în următoarea emisiune și ne puteți asculta în fiecare miercuri de la ora 13 cu emisiunea Fan Art dedicată copiilor și adolescenților talentați. Carla, ce le transmiți în ultimă fază tuturor celor care ne-au ascultat, atât copii cât și părinți? Le spun mulțumesc că ne-ați urmărit, mulțumesc că mă susțineți și mulțumesc foarte mult că și eu vă susțin pe voi și vreau să vă spun să deveniți și voi să vă îndepliniți și voi visele mereu și să le faceți cu drag, dacă nu munciți, nu o să vă iasă nimic. Întotdeauna lucrurile cu pasiune, făcute cu suflet, sunt extraordinare și eu mă bucur să realizez lucruri cu suflet alături de copii și adolescenți talentați. Dragii noștri, Beatrice Lianda alături de Carla Ioana, vă mulțumesc că ne-ați urmărit și astăzi la Art FM, la Fan Art și revenim miercurea viitoare cu noi personalități și copii minunați. Să aveți o zi frumoasă! La revedere!